suntem într-o perioadă de pregătire a marilor acțiuni pentru anul 2018. După cum vedeți, desfășurăm activitățile sub sigla centenarului Bucovina 100. Și Bucovina este una din provinciile care în 1918 necondiționat s-a unit cu țara și de aceea avem foarte multe evenimente în acest an. Dar mi-aș dori să fie cu caracter permanent întâlnirea asta, să vă întâlnesc foarte des, adică să avem cât mai mulți turiști. Încercăm să fim o gazdă atrăgătoare, sunt conștient de răspunderea pe care o am și pe care o avem. Am avut întâlnirea cu Asociația de Turism, cred că trebuie și mai des, și chiar incomode discuțiile, pentru că întotdeauna ești bine, mersi, mai ești și ciufulit dintr-o chestiune din asta. Asta e viața, dar e pentru sănătatea ramurii de care vei să te ocupi. Eu asta spun. Uitați-vă, de exemplu, pe problema chiciurilor. Vă spun sincer, și aici cred că putem să facem ceva. Noi am intrat într-o altă extremă. Facem și multe lucruri frumoase, dar facem și foarte multe chiciuri. Și la un moment dat, pentru că sunt primării sau entități care acum e o amploare, zilele comunelor. Să știți că m-am gândit cum să fac să descurajez chiciul. Și o să râdeți ce vă spun acum, dar am zis că o să le fac un festival al chiciului. Așa nu se face. Pe bune. Că nu mai știi cum să faci. Metoda rușinării. Și da, mă, chem, vin. Și ți-l declar chici. Pentru că nu se poate. Eu am avut Hora Bucovinei cu oameni în costume populare, dar mi-au stricat 5-5 care au venit în niște calești cu cai superbi, dar ei în salopetă și cu bască. Sau, cum rezolvi o problema gastronomiei care nu-i promovată în pensiunile din Bucovina, produsele noastre tradiționale? Adică eu vreau un parteneriat și cu pensiunile. Bine, bine, să zicem că vă aduc trenul regelui sau mocănița. Ne luptăm pentru asta, că trebuie să bagi cărbune acolo. Trebuie să cheltui ceva. Dar tu ce îmi dai în schimb? Îmi promovezi produsele mele tradiționale de aici? Îmi promovezi câteva obiecte de meșteșug, ceramica de marginea sau țesăturile mele? Sau chinezării sau mai nou pseudobroderiile devenite de la Cernăuți care au invadat în ultimul timp piața. Numai populare nu sale. Da, putem discuta și aici trebuie să devenim parteneri împotriva chiciului. Și aveți dreptate ce spuneți, ca să nu căutați voronețul și să nu-l găsiți într-o zi de 30 de pensiuni cu pagode făcute și nu o să-l găsiți. Aici e o problemă și mai complexă în care aș vrea să țipați și în alte părți. Că pe noi ne-au amputat cu legislația. N-avem pârghii să stopăm lucrul ăsta. Foarte puține pârghii avem. Mai multe sunt la autoritățile locale și aici un război, cred, pe de-a dreptul, în sensul bun, spun, trebuie să declanșăm pentru conservarea arhitecturii autentice și tradiționale și pentru finanțarea celor care vor să le dărâme, să le lase măcar să rămână în peisajul arhitectonic al zonei. Dar nu avem pârghii. Eu n-am bază legală, cum e în Tirol, când are un graj de un austriac și zice primăria nu-l sparge, că lasă-l că arată frumos în peisaj, îți dau uite atât să nu-l spargi. Nu avem pârghii de genul ăsta și atunci doamna profesoară Kașovski aici a intervenit, e un proiect acum de 1 milion și ceva de euro cu Facultatea de Arhitectură din Iași, să salvăm câteva din gospodăriile vechi cu arhitectură bucovineană, pentru că știți cu toți, este o presiune uriașă a noului și nu mai dă aproape nimeni doi bani pe ce este vechi sau dă, dar prea târziu. Și aici trebuie să deveniți și dumneavoastră parteneri cu noi să susținem lucrurile astea. Și astea sunt cerute exact de clienții dumneavoastră. V-aș invita în agenda dumneavoastră să nu ocoliți Bucovina în 2018, începând cu Paștele în Bucovina, când în ziua de Paști vom avea concertul de toacă și de clopote și sper să-l transmitem și în direct. Este excepțional. Lemnul care cântă concertul de toacă de aici, de la Suceava, cu esențele din lemn și copiii care exersează sau călugării. Și cred că e ceva care în copilăria noastră când eram mici se întâmpla. Trăgeam clopotele și bătea toaca în satul din care venim.
Avem un eveniment frumos în mai pe 13, Hora Bucovinei, cu toate minoritățile din Bucovina 12. Va fi un mozaic frumos de folclor și de parada portului. În iunie vom avea festivalul Ciprian Porumbescu la începutul iunie, 1-3 iunie. Apoi vom avea programul Ștefanian de pe 24 iunie de Sânziene până pe 2 iulie. 2 iulie pentru că intrăm în pelerinaj la Putnai, comemorarea Marelui Voivod. Dar anul acesta vom lansa drumurile lui Ștefan cel Mare cu indicatoare turistice spre obiectivele pe care el le-a ctitorit. Și aici, anul acesta, sperăm să ajungem și la Orhei, și la Cetatea Albă, și la Chilia, și la Hotin. A fost și anul trecut ceva frumos, dar anul ăsta vrem să ajungem, sper eu, peste tot. E vorba și de Ucraina și de Republica Moldova, că așa e vremea istoriei de astăzi. Dar e un program frumos, Ștefanianu, și spus noi, unde putea fi kilometru zero decât la Cetatea de Scaun a Marelui Ștefan și cu finalitate să intrăm la mormântul, să depunem coroane de flori pe 2 iulie. Avem un program care am văzut că deja se dezvoltă foarte frumos pelerin în Bucovina. Eu am fost capul răutăților cu acest program. În 2009 l-am inaugurat de la Ștefansdom, la Heilige Ștefan la Putna, de la Viena la Putna sunt 1000 de kilometri și atunci am plecat pe biciclete. Au fost câțiva, sigur, eu am mers puțin, ca să zic așa, dar au fost care au venit pe biciclete. Dar am văzut că a prins bine proiectul pelerin în Bucovina, mai ales că forma asta de pelerinaj e veche. Veneau maramureșenile la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava cu trenul sau săracii cu ce puteau de 100 și ceva de ani sau la Cacica. Și noi am încercat să facem trasee spre ortodox și spre ctitorii ortodoxe, spre Putna, că e sărbătoare de Sfânta Marie de adormirea Maicii Domnului 15 august, spre Cacica la catolici și la Hacikadar la armeni. Și a fost foarte bine îmbrățișate aceste lucruri și am zis că merită mai mult să încurajăm formele acestea de turism pelerin. Ghizii de turism au venit la dumneavoastră acasă cu ce i-a ajutat să devină mai productiv și să-și satisfacă până la urmă clienții, turiștii, așa cum trebuie. Da, reprezint Consiliul Județean Suceava, Centrul Național de Informare Turistică și vizita ghizilor de turism e un prilej foarte important să ne face mai bine cunoscuți la nivel național destinația noastră, cu ce ajutăm, cu tot ce este nevoie pentru a avea un sejur plin, un sejur plin de satisfacție, în care se descopere și alte laturi pe care poate nu le cunosc ei din meseria care deja o practică și noi, ca și Centru de Informare Turistică, suntem aici pentru a da toate informațiile necesare lor în activitatea care urmează să o desfășoare și de-a lungul sezonului. Câteva cuvinte despre acest eveniment, despre această conferință, cum vi s-a părut până acum, cum vi se pare ca și idee și organizare? Ca și idee, nu poate decât să ne bucure că Bucovina a fost aleasă ca și destinație pentru o bună parte dintre ghizii României. Așa cum bine știm, activitatea de ghid de turism este una foarte sensibilă și în același timp foarte importantă în perspectiva interfeței care trebuie să existe între grup și destinație, lucrul acesta făcând-o ghidul. Ghidul de turism este persoana care poate să facă o destinație mai atractivă, fără doar și poate. Cum ajutați ghizii care ajung în această zonă să cunoască evenimentele care se întâmplă în regiunea Nord-Est și ce, eu știu, uneltele puneți la dispoziție pentru a își ajuta și ei la rândul lor clienții, adică turiștii? Am demarat acum un an și jumătate o inițiativă care noi credem că vine în sprijinul nevoii de informație a ghizilor care lucrează în turism și este vorba despre un proiect care pune în prim plan
partea de promovare a evenimentelor din regiunea Nord-Est. E vorba despre un portal care se numește descoperanordest.ro. Un portal care oferă, așa cum vă spuneam în prim plan, informații despre evenimentele care se desfășoară în regiune. Am încheiat în acest sens un protocol de colaborare cu toate instituțiile care organizează evenimente, dar nu numai instituții publice, vorbim și despre companii private care își doresc să-și promoveze evenimentele prin intermediul acestui portal. E un portal care, pe lângă aceste evenimente, prezintă tot ce înseamnă informație legată de turismul regional. Și mă refer aici la facilități de cazare, la restaurante, oportunități de petrecere a timpului liber, locații deosebite din regiune care merită să fie vizitate, obiective de patrimoniu cultural, legende, istorie, tot ce ține de promovarea acestei regiuni, a regiunii Nord-Est. Haideți să zicem că vin ca și turist sau ca și ghid în luna, nu știu, în primăvară spre vară în zona asta, am o zi la dispoziție, ce îmi recomandați să fac sau unde să merg? Poate o preferință personală, de ce nu? Depinde ce gen de turism ați dori să gustați. Regiunea Nord-Est oferă o multitudine de oportunități de petrecerea unei vacanțe. Și mă gândesc aici la turismul activ, turismul de aventură. Puteți să faceți rafting, puteți să mergeți cu bicicleta în anumite tururi. Tururi pe care noi le promovăm pe site-ul nostru. Puteți să vizitați niște obiective culturale din suntem în Bucovina. După cum bine știți, aici se regăsesc 8 mănăstiri care sunt recunoscute UNESCO, promovate și faimoase și extraordinar de frumoase și care merită să fie vizitate. V-aș recomanda capitala neoficială a regiunii Nord-Est, Iașul, care este un centru cultural extraordinar. V-aș recomanda stațiunile balneare din regiunea Nord-Est, cele de la Vatra Dornei, stațiunea Slănic Moldova, Târgu Ocna. Aveți foarte multe lucruri de văzut în regiunea noastră și, nu în ultimul rând, v-aș recomanda să gustați din mâncărurile deosebite pe care le prepară bucătarii și gospodinele din regiunea Nord-Est. Ce e specific acestei zone? Ești un fel de mâncare, un desert? Păi, suntem în Bucovina. Mă gândeam la ciorba rădăuțeană, mă gândeam la papanași și foarte multe mâncăruri pe bază de smântână. Hribii sunt deosebiți, însoțiți de smântână. Sunt multe, multe mâncăruri pe care le-ați putea savura în zona noastră și care vă vor însoți ca o amintire vie mult timp după ce veți pleca de pe meleagurile noastre. Și ce facem cu federația? Acum e înființată, dar am pornit în urmă cu vreo 2 ani. Deja se văd primele efecte și o să continuăm. Am avut evenimente de pregătire la Brașov, a fost Oradea, am avut Iași, da, Constanța, acum Bucovina cu extensiile din jur, Bucovina de Nord și parte de Republica Moldova. O să vină anul 2021, pentru toată țara e foarte important să tragem către Timișoara, pentru că dacă crește Timișoara, crește toată țara. Ei. Da, nu doar că vin eu de acolo, dar așa s-a întâmplat cu Sibiul și așa se va întâmpla și cu Timișoara. Ce vreau să zic, dacă facem bine aceste evenimente și ducem înainte, va fi bine pentru turismul în România. De-aia e foarte important ca cei de lângă noi, prietenii noștri, colegii să intervină și ei și să participe. Bun, aș mai fi vrut să zic ce mi-aș dori eu de la județul Suceava. Două elemente. Domnul președinte al Consiliului Județean a menționat să avem cât mai mulți turiști. Aș completa, nu doar să avem cât mai mulți, ci să avem și buni. Nu doar mulți, și buni. Pentru că este un anumit tip de turiști care lasă mulți bani în urmă, au pretenții, într-adevăr, dar lasă poate mai mult decât o mare parte dintre ceilalți, numărându-i
ca pe degete. Deci trebuie să avem și servicii de calitate care aduc astfel de turiști. Un al doilea punct pe care mi l-aș dori de la Suceava și cred că se va întâmpla, doar că trebuie să mergem în direcția respectivă și în direcția respectivă, e ca odată cu dezvoltarea infrastructurii să dezvoltăm și serviciile. Da, exact aceiași turiști, dar puneți-vă în situația în care avem un drum bun, mergem, vedem și plecăm. Poate că nu vrem să vină să vadă în Suceava, eu știu, la Putna. Vrem să stea. Și ca să stea, trebuie să-i oferim ce să facă, să încurajăm dezvoltarea acestor servicii locale. Cu tanti care face nu știu ce brânză, care face curs de gătit tradițional. Știți, cu toții ne lovim în toate țările pe unde mergem sau în România de același lucru. Practic, odată cu infrastructura, trebuie dezvoltate serviciile și cred că se va întâmpla. Doar să împingem un pic carul și la deal. Ghizii de turiști s-au reunit în Bucovina, de această dată un număr mult mai mare. Cum vi se pare această conferință? Cum, și ce așteptări aveți de la ea, pentru că suntem în prima zi? În primul rând, mă așteptam la un număr așa de mare, fiindcă interesul de când am promovat că se va da publică înființarea Federației Naționale a Ghizilor Turist din România, curiozitatea lor a fost să vină cât mai mulți la acest eveniment. Este a treia conferință, prima a fost la Sinaia, a doua la Oradea, a urmat aceasta în Bucovina și interesul lor a crescut la modul de cereri pentru a participa la acest eveniment. Cum vi se pare Bucovina? A fost destul de primitoare pentru ghizi? Extraordinar de primitoare. Bucovina în sine este un tărâm plin de surprize și oamenii de aici sunt foarte ospitalieri. Ce le propui în zilele următoare ghizilor care au venit la tine acasă? În primul rând, eu mă bucur că avem un număr atât de mare de ghizi de turism, oameni care vor să învețe, să existe aceste seminare de formare continuă, cum ți-am spus și la Oradea, cred că sunt foarte importante. Dacă la început m-am așteptat la un număr de participanți mai mic, în momentul în care am avut un număr atât de impresionant, cam 110 persoane, 110 ghizi, pentru mine a devenit deja o provocare și am spus trebuie să arătăm ceea ce este mai bun aici la noi acasă. Cred că în prima zi, ziua de conferință, a fost o zi grea pentru toată lumea. Este adevărat, dar pentru că foarte mulți au venit de la București până la Suceava, 6-7 ore cu autocarul, alții din țară, Cluj, Sibiu, Brașov, dar și-au dorit să începem în forță și să spunem totul trebuie să fie la superlativ. Conferința de ieri a fost primul pas al programului nostru, unde am, după cum bine știi, am avut niște discuții destul de interesante, proiecte interesante, Salvează satul bucovinean, Ia Bucovina, iar astăzi am trecut la partea a doua a incursiunii noastre în Bucovina de Sud, cu cele trei mănăstiri UNESCO pe care le-am inclus în programul nostru, Sucevița, Moldovița, Voroneț, și ziua încă nu s-a terminat, după cum bine știi, avem încă o surpriză pentru partea de după amiază, unde lansăm oficial, cu ajutorul colegilor ghizi din țară, Suceava City Tour. Esența este că putem conlucra la programe comune între România, Ucraina și Republica Moldova. Se poate spune că în numai 3-4 zile transformi 100 de ghizi în 100 de ambasadori ai Bucovinei. Îmi place să cred că asta se va întâmpla. Mesajul cred că a fost transmis din prima zi când au călcat pe pământ bucovinean. Foarte mulți dintre colegii noștri lucrează în Bucovina de foarte mulți ani, dar foarte mulți dintre ei, la fel de mulți, nu au fost niciodată aici pentru că ei acoperă alte zone, Transilvania sau Maramureș sau zona Dobrogei. De aceea tind să cred că cuvântul lor este nu important, foarte important. Noi suntem ambasadori ai României, indiferent din ce zonă venim. La târgurile de turism ne prezentăm împreună cu agențiile care lucrăm, la evenimentele organizate în țară ne prezentăm cu colegii de breaslă. Deci asta este foarte clar, suntem ambasadori ai țării.